atâta timp cât nu se află și fata nu zice nimic, e tot ok. Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la încă un episod din seria Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Ovidiu, un individ bolnav de 22 de ani, care a încercat să racoleze o minoră de 14 ani. Pe Ovidiu nu am vrut să-l dăm la poliție, având în vedere că nu erau foarte multe mesaje sexuale, ne-am gândit că o discuție cu el îl va face să înțeleagă că ceea ce face este greșit. Din păcate o să vedeți că nu a fost așa. De la întâlnirea noastră cu Ovidiu, acesta m-a hărțuit, incredibil că spun eu asta, m-a hărțuit în ultimul hal, sute de mesaje pe Messenger, pe WhatsApp, mail-uri. A fost fascinant să observ un om atât de bolnav și dornic să se întâlnească cu mine, să o dăm parte în parte, amenințări că dacă nu vin mă prinde el și mă găsește și îmi face și îmi drege. Hopa, dar ce se întâmplă? Ei bine, individul, nu știu cum să zic, efectiv m-a hărțuit de vreo 3 zile în continuu, sute, cred că sunt sute deja de mesaje vocale, a avut și numărul meu și l-a dat, trecu știe, cred că la tot satul lui și tot mă amenință, tot vrea să mă bată, că dacă nu vin eu, vine el după mine, mă caută. Niciodată violența nu este soluția. My new gear, bro. Ia uite. Se observă echipamentul nou de justițiarul de Berceni. Tocmai le povesteam că violența nu este niciodată o soluție și când un individ te provoacă să o dați parte în parte, chem poliția, cel mai bine. Așa. Pentru că tu nu ai nimic de câștigat. Corect, decât de pierdut, mai ales în cazul nostru. Exact. Operațiunea prinde moldovean. Să-l sunăm. Ai accesat? Cred că e singurul lui prieten, ești nebun? Eu? Da. Posibil. Ai accesat mesaj? Fac pe nervi. Bă, ce piz... 4 zile aproape, ești nebun de mesaje. Eu l-am bătut și pe taic, mi l-am bătut. Cu toate că îmi pare rău. 44 de ani are taic. L-am bătut pe taic. Acum gen se lăuda. L-am bătut un om de sat, tot așa. De 40 ceva de ani. Ai accesat? Și-am închis telefonul. Păi, da, bineînțeles. Bicisca, bicisca. Da, din păcate el nu a vrut să vină, s-a rezumat la a mă amenința prin mesaje. Și pe taic mi l-am bătut, cu toate că îmi pare rău, da? Și taic mă gândește că are o vârstă, are 4 de ani, 43 ani. Gândește-te un piculeț, am fost dat la știri, cu un tânăr din 19 ani, în momentul ăla, s-a bătut cu polițiști. Zi mă, căcatule, ia zi, ce faci? Te întâlnești sau nu te întâlnești cu mine? Ca să știu și eu, chiar vreau chestia asta. Și-mi doresc mult chestii. Să-mi bat picior, dacă nu. Te găsesc eu prin București. Stai liniștit. O să mă interesez cât de mult pot eu de tine. Cât de mult. Crede-mă. Și nu o să mă lăs așa. Dacă eu vreau să pun mâna pe tine, păi pun mâna pe tine, înțeles? Eu pe cine am vrut să pun mâna, păi am pus mâna. Dam noi nas în nas și fără cameră sunt sigur că știi toate loviturile, dar cea din fundul grădinii nu ai auzit-o, dar o să o testez pe propria ta față, justiciarule. Emoji râs, alt emoji, nu ai cunoscut un om ca mine în viața ta, prost că prost, miștocar ca miștocar, cu minte că cu minte, până la un punct posibil și cam încep să mi-l atingi un pic, așa că ai grijă, fratele meu, emoji pup. Mulți i-au dat impresia greșită despre mine până când și-au încercat-o, trebuia să oprești camera, eram curios oare ce se întâmpla. Sper să mă prinzi a doua oară cu un cont fake. Chiar vreau să mă întâlnim, dar așa acum în data camerei că nu e problema, o amendă de 200-500 de lei o pot plăti dacă te vad un pic cu sânge la nas. Și desigur, să-și facă cont fals pe Telegram, unde să pretindă că este o escortă și să dea numărul meu. Cum mi-am dat seama că el, ei bine, l-am căutat și eu pe Telegram, că aveam numărul lui salvat și a apărut, evident, aceeași poză. Din păcate, omul este destul de redus psihic, intelectual, este foarte, foarte bolnav și, sincer, este un pericol. Drept urmare, am decis să-i fac și eu plângere la poliție pentru amenințări, pentru hărțuire și, desigur, pentru violarea vieții private. Așa că poate nu l-am dat la poliție cu racolarea de minori, dar l-am dat la poliție cu aceste 3 infracțiuni. Succes, Ovidiu! Ai un concurs frumos de infracțiuni. Sper să te vedem la pușcărie unde meriți, că ești foarte bolnav. Acum să continuăm cu conversația și apoi să dăm drumul la material, să-l cunoaștem pe Ovidiu. Întrerupem programul obișnuit pentru a vă mulțumi vouă, urmăritorii noștri, comunitatea noastră, pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o de-a lungul timpului. Fără voi nu se putea întâmpla chestia asta, așa că vă mulțumim foarte mult și dorim să mulțumim și sponsorilor noștri. Dacă sunteți curioși să vedeți cine sunt, aveți un link în descriere, puteți să-l accesați dacă aveți peste 18 ani. Deci vreau să vă mulțumesc tuturor pentru
tot ce s-a întâmplat până acum, am putut să dăm drumul și la Mărci, continuăm proiectul, încercăm să ne extindem și în alte orașe, totul arată bine. Dăm drumul la episod. Hei, bună! Toate ca toate să nu spui că dai cu tigăi în cap sau cu oale dacă un bărbat iese cu băieți în oraș, poate mi-ai făcut ziua mai bună cu o cerere de prietenie. Te deranjez sau vrei să opresc aici? Mi-ar părea bine să te cunosc. Stai liniștit. Câți ani ai, măi? 14, tu? Ce glume. Cam câți îmi dai? Vreo 72. 21 am, măi, bătrân. Da, știu, moșneag, nu mi se mai scoală, dar am pensia mare. Amuzant tu așa. Depinde de stare. Îmi place că ești vorbăreață, dar ești și simpatică. Toate ca toate, cum vom face să nu ne ia poliția? Ce? Poftim că sunt mai mare. Ce, doar fetele să se pună în gură cu băieții? Vai, ce urăcios ești. Îmi place, ai vorbele la tine. Te face mai atrăgătoare. Cu toate că alții își pun mâna în cap când o fată încearcă să-și găsească cuvântul. Haha, interesant. Nu mi s-a mai zis până acum. Sub chipul ăla drăguț se ascund și niște cornițe la tine, să nu spui că e zodia Taur. Ehe, un drac sub o altă zodie. Eu sunt pește, cum să nu am parte și eu de un drac care să mă prindă? N-am idee. Începi să-mi devii simpatică. Din ce zonă ești din București? Cam indiscret tu așa. Da, chiar da. Indiscret așa, aia e. Eu cred că sunt o persoană bună. Dar știi cum e o persoană bună? Este atunci când are o fată lângă el să se ocupe cu treabă, băiatul să spună adevărul, să bată cu pumnul masă că e adevărat și femeia să dea cu capul masă. Sunt curios. Mi-ar place să ieșim la ceva dulce împreună, să ne cunoaștem. Aș vrea să-ți aduc un zâmbet pe buze. Ce să stăm aici prin mesaje? Of, cât taromanticul. Cam clișeic, a spune. Considerăm ce vrei tu. Așa să fie. Ok, îmi place că ești un pic cu gura pe tine și o ții pe a ta, așa da, fată. Se merită. Nu de alea care să trimită mesaj, dau videoclipuri goală pentru atâția bani. Haha, nu ai să vezi de la mine nici măcar un selfie. Fac și eu acum. Nu ai să vezi de la mine niciun ban pentru machiaje și rochițe sau gentuțe. Ești interesantă și chiar începe să-mi placi. Spune-mi și mie ceva despre tine, ce-ți place cel mai mult să faci. Sigur nu-mi place să iau de la hândrălei bani pentru nevoile personale, care, așa cum rezultă din denumire, sunt persoanele. Sună interesant, înseamnă că ești o fată cum se cade, care greu se mai găsește acum. Mie nu-mi place să profit de o fată deoarece știu ce înseamnă. Ce înseamnă? Știu și eu cum m-am simțit, deci... Măi, ce-ți place să faci cel mai mult? Să mănânc înghețat. Ok, o înghețată cu pepene, ciocolată și căpșuni ar fi bună. Și mie îmi place, mai ales acum pe timpul ăsta, fac eu cinste. Cu nuci. Eu răspund acum un pic mai greu că fac și de mâncare. Gata, acum vrei tu, așa este. Ce ai vrea să știi despre mine? Ce vrei să-mi spui tu, nimic mai mult, ori mai puțin? Păi eu, dacă mă apuc să spun, îți scriu romane. Credeți-mă, da, da. Vocalul ăla, vocalurile, vocalele, cum dracu se zice la plural. Vai de capul meu. Nu cred că ai vrea un băiat care să stea mereu pe cap cu ale lui. Foarte posibil. Până la urmă tot ai rămas datoare la mine. Da? Da, tot mi-ai spus din ce zonă ești. Nu te teme, nu vin și te fur de acasă. E cam psihopat, vă zic eu. E, acum chiar că nu mai spun. Păi de ce nu ai vrea? De ce să vreau? Îmi place, joci dur, m-aș băga la contraziceri cu tine, dar mă tem că pierd. Mă, eu pe timpul zilei nu stau mai deloc pe Facebook, ceea ce vorbesc pe WhatsApp, bla bla bla, nu știu ce, și ne dă numărul de telefon. Și vorbim acolo, chiar mi-e simpatică și aș vrea să te cunosc, să ieșim la ceva dulce împreună. Te grăbești. Poate, acum nu știu, să te cunosc mai bine și atunci te pot lăuda, dar fără să sar la bătaie la mine. Haha, ce faci mâine, măi? Apoi nu știu ce fac duminică, merg la biserică. Mâine e sâmbătă, se dă de pomană, tu ce-mi dai? Dureri de cap. Mâine e duminică, azi e sâmbătă. Uită-te la ceas, stimabile. Ah, m-ai făcut 1-0 pentru tine. Și nu doar unul. De-aia se spune că fetele au mereu dreptate. Acum crezi și eu asta. De-abia acum te-ai trezit și tu? Nu țin cont de timp pe eu, ci de durată. Dar îmi place, ai vorbele la tine. Tare mi-ar place să încep o ceartă cu tine așa ca aia în relație și după aia să te lasă căși și să-ți dau dreptate. Nu am mai făcut de mult asta. Ce ai face dacă un băiat ar avea dreptate? Apoi să se nască mai întâi și apoi o mai vedea. A, îmi place vorba asta. Joci dur, dar mă tem că primești și o farfurie în cap. O? Măi, asta e cea mai recentă poză pe care am făcut-o, nu prea fac eu poze. Ce părere ai avea așa despre mine? Mustață de francez și față de psihopat. Că ești arogant. Să nu zici că sunt rău așa întins în pat, fac una acum, dar nu mă străduiesc să ies bine. Ha, ha, ce poză ne-a trimis. Mustața e baza când umbli pe unde... Trebuie mai și gâdilă un pic. Mamă, cât de scârbos ești. De ce ai impresia asta că ești arogant? Ok. Pentru că o am. Ce? Nu-ți convine? Așa, unde anume gâdilă? Ba da, îmi convine. E, se mai atinge cât o zonă, dar na, asta se știe doar între două persoane. Da? Ce anume? Futu-ți nația ta. Frumos, așa, vă, așa e. Probabil așa e pe la Butoșani. Eu chiar că joci dur. E atunci când mai dai limbuță un pic pe la Savarină. În ce sens? Și stai... Vezi că și tu ești nația mea, s-ar putea să regreți, numai zic. În ce sens? Vertical, orizontal și cu plăcere. Cum să fiu nația ta? De ce să regret? Eu nu regret nimica din ceea ce fac. Mai vedem noi asta.
mă pui pe gânduri, adică cu ce să regret, că ești nația mea și ai afirmat mai sus că faci ce faci cu ea. Ce pot? Da, e și cu limbuță. Bă, da, ce urât scrie. M-ai băgat un pic în eroare că așa știți să faceți voi fetele. Bineînțeles, trebuie să ai un grad mai mare de overthinking pentru a înțelege. Dar eu nu înțeleg ce ai spus tu acum. Gradul meu e mare la altceva. Și numărul meu. De ce nu-mi dai un mesaj? Poate ieșim duminică la ceva dulce. Puf, crezi că așa repede se iese la un suc? În fine, nu contează astea cât ar costa, dar chiar m-a simțit bine să am o pitică lângă mine să-mi mănânce zilele. Ce înălțime ai? O pitică? Băiatul meu, cred că-s mai înaltă. Nu cred asta. Ok, auzi, băiatul meu, doar al tău, gata. Ce înălțime ai? Eu am 1,84, dar fără tocuri. Dacă ești mai mică ca mine cu 2 cm, tot pitică ești. Îmi plac și fetele înalte, sunt mult mai elegante. Fata mea, gata, lăsăm și în sin. Mai ai vreo idee la ce se folosesc chiloții cu mărgele pentru fete? Cu un singur strat care pică fix acolo? Măi, pe bune, mi-apare pe TikTok chestia asta și nu vreau să mor prost. Oare excită fata cu ceva? Că de acoperit sigur nu acoperă. Sau la ce se folosesc ei? Eu am decis să întreb o fată că ea ar trebui să știe. Nu am idee. Dar ai purta așa ceva? Nici nu știu despre ce vorbești. Ceva gen ca primii. Și ne-a trebuit să pozăm niște chiloți. Nu știu. Doamne, ce am ajuns să vorbesc cu o fată despre chiloți. Ai purta așa ceva? Nu știu, nu m-am gândit. Dacă ai vedea un băiat așa, ce-ai face? Să vină la o întâlnire cu tine și când să se aplece să vezi că are de ăștia. Măi, acum mă jur, eram pe drum, dar îmi pare rău că nu am făcut poză. Se leagă unul la șireturi, se vedea de la spate că are chiloți de fete. Am râs în ziua aia non-stop ca prostul. Efectiv, nu mă puteam abține. Voiam să vorbesc cu cineva serios și deodată mă apucă râsul. În sfârșit, am și eu timp liber că nu mă stresez cu mesajele. Cine te stresează? Cum cine? Fetele în general, că ultima mea relație a fost undeva cam de 3 ani. Puf, și când vedeam că sună stresul și îmi dă mesaje non-stop, ce fac și unde sunt și chestii din astea, nebuneam. Păi vorbește și tu cu băieții. Nu e bine că ăștia mă cheamă doar la bere. Atunci du-te la mănăstire. Îmi dă popa cu crucea în cap. Mai tot nu mi-a spus ce facem. Ai vrea să ieșim, să ne întâlnim? Nu strică nimica, tu ca fată oricând poți fugi de mine. Și eu la fel dacă nu-mi place. Eu nu stau să scriu în continuu că degetele la viteză maximă le pot folosi și altundeva. La ce? La ce se poate mai bine? Doar nu o fată și termină treaba. Ce? Dar curioasă mai ești. Prima oară cu ce începe băiatul când e cu o fată în pat? Cu două degete și după trece cu limbuța și ce mai are în dotare să se termine totul bine. Nu am dreptate? Nu știu ce spui. E, dar vrei să afli? Eu nu aș avea să îți arăt cum dacă nu sunt lângă tine. Te-ai prins sau ai căzut? Nu. E vorba de păsărică și de ce are și băiatul în dotare. Se simte și fata bine și băiatul. Și care e relevanța? De asta vrei să ne întâlnim? Măi, eu sunt o persoană la care am și eu nevoie de o fată care știe ce vrea de la viață și nu prostii din astea să stea să fie slugă prin casă la curățenie și astea. Eu caut o fată care să știe ce își dorește acum cât se poate. Mie îmi place să fac o fată să se simtă bine și să îi îndeplinesc toate fanteziile. Nu ai răspuns la întrebare. Ok, sunt mai sincer, mie îmi place să mă întâlnesc cu o fată, să o cunosc, să fie lângă mine și eu la fel îmi place să din și în același gând îmi place și sexul, vreau și o relație, dar fără gelozii sau chestii din astea. Vreau să te și cunosc și dacă totul e ok, se ajunge la ceea ce am spus și mai sus. Deci care ți-e planul, scopul cu mine? Și sex și relație fără gelozii, fiecare liberi. Am fost direct, ok. Și după aia poate mergem și la mine acasă, am și ceva bun și ne mai uităm și la un film. Eu stau singur. Și eu. Ia spune, ne vedem în centru la fântâni și de acolo vedem noi ce facem? Nu știu. Dar nu mai bine vii la mine acasă și stăm să ne uităm la un film împreună? Te servești și cu înghețată? Nu, că e la dracu. Lasă, poate ne vedem cu altă ocazie. Apoi ce facem? Vrei să vin eu la tine? Nu știu, să-mi spui la ce să mă aștept dacă vii. Păi ce vrei? Păi eu, păi cu nu știu ce a zis aici. Păi cu arăt, bem și noi un suc, o înghețată, ceva dulce împreună, ne cunoaștem și dacă te simți deschis și ai plăcerea, eu cred că ne putem aștepta și la mai multe. La ce? Nu cred că canapeaua poate să stea fără să scârție. Că nu vreau să fiu luată prin surprindere, îmi place să am situația sub control. Eu ți-am spus, nu prin surprindere, totul la control și plăcut. Cum e? Ok. Vreau un pic să te aud și eu. Aude-mă. Și ție îți place să faci sex? Îți place ca băiatul care e cu tine să ofere limbuțe la păsărică să îndeplinească fanteziile? Ce zici? Așa să te atingă cu două degete acolo jos și să freci așa ușurel? Nu mi se par chestiuni de discutat așa. Ce facem? Ne întâlnim mâine la tine? Iau ceva bun eu. Văd cum mă trezesc. Să nu te trezești cu curul în sus și tupeistă de la prima oră. Măi, eu să zic așa, vreau mai mult sex din plăcere și fără obligații, o prietenie și de fiecare dată când avem nevoie de ceva să fim unul lângă altul. Înțelegi? Haideți că m-am plictisit să știți că atâta. Haideți să dăm drumul la episod să-l cunoaștem pe Ovidiu. Auzi că am o problemă. M-am întâlnit cu o fată de 14 ani. Vine justiția. Va începe pedofil! Pedofilul! Vine justiția, rugă să-și facă treaba.
Alo, da? Unde ești? Sunt lângă Mega. Hai la intrarea de la Șinc. Din parc? Da, înspre fântâni acolo. Bine, te aștept. Auzi, da? E singură? Da, sunt singură. Să văd dacă te recunosc acum. Bine, hai, dacă e ceva mă suni. Pa, pa. Mergem să ne plimbăm? Da. Ok, hai, o luăm pe acolo. Mulțumesc frumos. Dar nu erai blonde. M-am vopsit. Stai bine, și știu. Mulțumesc. Unic, eu nu cred. Mergem așa, ne plimbăm, că e verde pe sus. Bine, hai. Hai să mergem. Nu știu, vedem, ne urcăm pe aici pe scări, vedem noi ce facem. E frumoasă sau? Poftim? E frumoasă sau? Un pic așa. De ce? Ia un loc, Ionuț, aici cu noi, te rog. Ia un loc cu noi, te rog. Ca să vorbim puțin. Hai, Ionuț, ia un loc cu noi, te rog. Hai, cum îl cheamă tot? Ceva de genul. Ia-și tu un loc cu noi, te rog frumos, că sunt obosit. N-am chef. Ia un loc aici cu noi să vorbim. Hai că nu se întâmplă nimic rău. Ia tu, Ema, camera. Da, ia. Ai 21 de ani, nu? Da. Și ce faci, mă, cu o fată de 14 ani? Ce? N-am voie să vorbim. N-are voie să o racule, să vrei să faci sex cu ea. Ia un loc aici, spune că nu pățești nimic. Nu te bate nimeni. Vino, mă, aici, stai cu noi, că nu pățești nimic. Ți-e frică că pățești ceva? Nu. Atunci și un loc liniștit, vrem doar să vorbim cu tine. Stai la același nivel cu mine. Așa, mulțumesc frumos. Bun. Ai 21 de ani, frate. Minor are 14 ani. De unde ești? Deloc, da. Tu știi cine sunt, în primul rând? Ai auzit și ți-ar de berceni? Nu. N-ai auzit, nu? Nu prea stai pe internet, nu? Îți place la poliție? Da. Vrei dosar penal? Da. Pentru acolo de minori? Da. Nu, dar cum asta vrea? Dacă asta vrea, da. Eu am zis să fiu băiat bun să vorbesc cu el, dar mai la mișto. Ce mă la mișto? Da, te la mișto. Păi măi, cu da, vrei la poliție? Vrei dosar penal? Două variante. Nu de ce stai de 14 ani? De ce e și ilegal și imoral? Da, dar voi. Dar noi ce? Cunoști o fată. Așa, eu nu mă întâlnesc cu fete de 14 ani. Eu am 36 de ani. Nici la vârsta ta nu mă întâlnem. La vârsta ta eram însurat cu o femeie cu 4 ani mai mari ca mine. Păi, nu am ce să caut copile. Ce să fac? Ce vorbeai cu ea? Dacă și-a luat bacalaureatul? Ce bacalaureatul? Capacitatea, de fapt. Mi se pare că ai probleme la cap acum, sincer. Am zis că ești o persoană normală, dar acum văd că mi se pare că efectiv nu înțelegi românește. N-am voie să vorbesc cu cine vrei. Doamne ferește, tu poți să vorbești cu cine vrei tu. Dacă mai e poliția, nu? Păi, nu dacă te ia poliția. În general, primești un dosar penal, mai multe chestii. Păi, chestii care te afectează în viață pe bune, dacă nu ești conștient de asta acum. Știi că acum dacă faci sex cu o fată de 14 ani, ești violator? Păi n-ai făcut, vrei să faci? Păi ca să ai o relație cu ea, să faci sex, nu? Că doar nu stăteați până vă căsătoreați. Dar știi că e viol acum? 7-15 ani de pușcărie? Da, am violat-o. N-are, mă, omul, nicio gară. Am violat-o, frate. N-are nicio gară, cum se zice. Am violat-o, frate. De unde ești, mă? Serios, am violat-o acum. Uite, uite, în fața camerei am violat-o, acum am parcul ăsta aici, am văzut viață. Serios, tu n-are, mă, frate, n-are. Băi, unde e? Hai că chiar vreau să stau aici de vorbă cu voi. Stai? Nici o problemă. Ce se pare că m-a zis un pic să plec? Da, m-a zis pe mine să plec sau crezi că mă duc ceva. E din Moldova. Știu că e din Moldova, dacă e din Vaslui, ne-am Moldova înțeles. Dar zic, mă crezi că m-a zis cu ceva, dacă stai aici, dacă mă filmez. Ești din Vaslui? Nu vrea nimeni să te agite, vrem doar să te facem să te conștientizezi. Eu dacă eram un om de calcitrant, acum am băgat plecam. Dacă erai un om de calcitrant, deveneam și eu recalcitrant și nu mai apucai să pleci. Dar nu e așa. Păi zic eu că în realitate așa e. Nu e așa. Vrei să încercăm? Închid camera să vezi? Poți să închizi camera. Nu știu ce vorbești aici, dar nu mai fi tâmpit. Poți să închizi camera. Eu zic că... Da, mă, zi de unde ești deloc. Băi, n-are mai treabă. Nu, orășelul, satul. Omul n-are, n-are. Județ, în ce județ ești? N-are, ce județ ești? Nu, unde te-ai născut? În București. În ce oraș te-ai născut? În București. E imposibil, prietene. Te-ai născut în București, nu? Așa e, la Chișinău, partea aia numește, au un spital să numește București. Hai, chiar îmi place chestia asta. Chiar am sigur că sunt în ceva și chiar vreau să stau aici cu voi. Da? Când n-am mai conversat cu nimeni. N-am mai conversat, nu?
Băi, ți-ai făcut doi prieteni. Mai stau cu voi, de vorbă. Bă, nu-i rău. Cum ai spus, te cheamă? Alex, pe tine? Ovidiu. Așa mă, Ovidiu, scuze, l-am bătizat Ionuț, da. Ovidiu, da, da, da. Și ce faci, cum e la București? Foarte frumos. Îți place? E frumos? Foarte bine. Bravo, bravo. Muncești? Da. Stai cu chirie? Da. Singur? Da. Bravo, bravo. Și voi, cum sunteți? E sărătoși pe prafurile astea. Cu părinți, cu chirii, cu fântele. Nu, știu, frate, eu am 36 de ani, mai stai cu părinții de când nu doar într-un. Vârsta ta. Eu 36. Băi, el 36. Nu par, 32. Nu par? Mersi frumos, frate. Mersi. Mersi, da. Bă, acum lăsăm Caterinca. Eu chiar vreau să te învăț o chestie bună. Să nu-ți faci ție rău. Deci, ca să înțelegi o chestie. Când conversezi cu o minoră și îi propui relații sexuale, tu fiind major, încalci legea. Din momentul ăla încalci legea, nu trebuie să te culci cu ea, nu trebuie să te vezi cu ea. Din momentul ăla în care te-ai trimis mesajul la ceva în genul hai să facem sex, aia e propunere sexuală. Și este traculare de minori în scopuri sexuale. Nu are nicio relevanță. Nu are nicio relevanță. Tu ești, tu ești major. Tu ești majorul, tu răspunzi legal. Nu are nicio relevanță. Înțelegi? Dacă era acum poliția pe fir și cu chestia asta... Acum ești într-o zonă publică, poți să mă filmezi, nu am nicio treabă, corect? Corect. Da. Păi, eu te ascult. Păi ascultă-mă. Deci tu ai încălcat legea încercând să racolezi, adică să ai o relație cu o minoră, să întreții relații sexuale. Acum s-a mai schimbat și legea asta și a devenit și mai rău. Adică tu dacă ai 5 ani diferență față de minoră, dacă ea are 14 și tu ai 19 plus, tu ai 21, e viol. De la 7 la 15 ani de pușcărie. Vreți să le buletinul? Ce să-mi arăți buletinul? Până am 21? Da, cât ai? 22. E mai tot... șmecher atunci. Frate, nu, ia ascultă-mă, că nu are nimeni nimic cu tine personal. Nu e nicio șmecherie să dai la un copil să ajute la pușcărie. Nu e. Dacă tu o consideri șmecherie, înseamnă că efectiv ai probleme la cap. Și nu ești în stare să înțelegi că nu e ok ca matur să te dai la un copil. Da. Unul la mână, doi la mână. Dacă tu consideri că asta e normalitate, nu ești măcar n-ai ce să cauți la poliție, frate meu. Trebuie să fii închis într-un institut. Ai probleme, nu înțelegi. E clar că nu poți să percepi ce să vorbim discută cu tine. Nu e nimeni recalcitrant cu tine, nu te-a luat nimeni la șmecherie, nu te-a luat nimeni la... Tu ai venit să întâlnești efectiv cu un copil de 14 ani. Am tocmai să vorbesc cu voi. Da, mă, hai, dar tu n-aveai de unde că noi suntem aici sau că nu suntem noi. Tu ai venit să întâlnești cu gândul să întâlnești cu un copil. Ce? Acum unde cum mă copil? Cu YouTube? Cu Ziar? Da, frate, da, o să te vadă o țară întreagă, să ai reușit, nu e problemă. Da. Să nu puteți, Ziar. Ai și tu părinți? Da. N-ai părinți? N-am. Pare rău. Soră, frate, ceva? Frate. Pare rău și de asta. Da. Na, ce să zic? Deci n-ai făcut să te îmbrăcești decât pe tine, da. Păi și după ce că e singur, frate, îți bași și joc de tine, mă, frate, pe bune. Și bă, mă, joc. Păi tu nu vezi fetele astea de 18 ani pe acolo, fetele astea? Păi și ce vezi? Păi ce treabă are 14 ani cu 18 ani? Păi și astea de 14 poți să scoată acum. A, tu ești genul ăla de la mine din comentarii, nu? Ca să faci un OnlyFans, îți trebuie 18 ani. Chat, l-am găsit pe ăla din comentarii care spune că e vina fetelor. Da, eu sunt. Filmează. Ce filmează? Da, ești pe live deja, nu aici e. Ești pe live cu oamenii. Nu, să te cunoască. Să-ți faci prieteni în București. Să-ți faci, frate. Nu știu dacă vrei tipul ăsta de prieteni în București, dar mă rog. Tu știi, frate, văd că ești... Dar fata la 14 ani de ce fumează? Ia filmează un pic. Ia filmează un pic. Știi că e actriță, realizezi asta, nu? Știi că e actriță ea, nu? Știi că n-am 14 ani, nu? Da. Da, câți ani ai? Contează. Ea e o actriță, adică nu te întâlneai chiar cu o fată de 14 ani. Că nu suntem cretini să te lăsăm să te întâlnești cu o fată de 14 ani. Eu cred că mai mult undeva de 16 nu are. Da? E problema ta dacă sunt crescale sau... Și te mai atrage la 16 ani sau e prea mare? E prea mare. E prea mare în vârstă, nu? Aia, e prea mare. De ce știți să filmați doar ce vreți voi? Adică? Efectiv poți să vorbești liber. Să spui tot ce vrei. Dar nu stau și nu stau și... Cine filmează doar ce vrem noi? Filmăm tot. Povestește ce vrei tu să povestești. Păi, de ce mă filmezi? Ce să filmezi? Filmează-mă. Păi ce treabă are cu subiectul? Păi filmează. Nu știe lumea că fumează. O știe, mă. O știe lumea. O știe toată lumea. Repet, cred că ești episodul 80. Și eu parcă vă știu. E 80, da. Ești episodul 80, omul. Ești 80 la care l-am prins. În 80, crezi că nu... Pici te-a luat. Justițiarul de Berceni. Am auzit ceva. Acum ai auzit, da? Păi ți-am zis mai devreme. Salută chat-ul. Trăiască. Domnule de Moldova aici de fapt. Uite-te în stânga că sunt cu bicla. Uite ce fraier ești. Am prieten bun de Moldova, mă, bucur. Nu mă lua la mișto pe mine, că nu te-am luat la mișto. Dacă vrei să ne luăm la mișto, ne luăm la mișto repede de tot. Păi ne luăm la mișto. Vreau să-l ia acasă. Da?
Hai, mă, nu te-am spălat aia seară, te supără el. Haide cu aia că mă apucă spumele pe mine. Atâta zic, mă numesc Alex Preda. Ne auzim curând. Mă enervează cât de prost e. E stresat, e panicat. Te-am făcut prost, nu, mă, dar văd că îți spun o întrebare și vorbești numai nas, mă, la mișto. Dacă vreau să te iau la mișto, te iau la mișto și eu. Da, dar s-am vorbit ceva de rău? Nu, omul nu, mă, frate, nou, e clar, nou. Fă-te, frate, fă ce vrei tu, e clar că nu, IQ-ul tău e sub 10. Sunt sigur. O, ascultă-te. Da. N-am nicio treabă. Nu prea ai, frate, eu, după păcate. E fain afară, e frumos, nu? Da, e cald. Deocamdată, da, e. Chiar stă așa o piele, ca un suc, uite. Nu beau alcool. Ai problemă. Bem un suc atunci? Îți place de vine, frate? La urmă? Zi-mi, că știu că sunt frumoșile și astea, dar două morții de treabă. Opa. Nu, îmi place, dar Caterica îmi place și mie. Și mie place Caterica, mă, frate, că am simțit umorul lui, dar una e să faci Caterica cu cineva și una e să le ia mișto. Dar nu am mișto, frate. Noi chiar am fost, după ce o să te uiți la noi pe canal, dacă ești curios așa, o să vezi că cu tine am comportat chiar super omenește. O să mă uiți, cred, și o să dau și o apreciere. Și un like și o distribuire. Subscribe acolo. Și cum vrei tu, știi că n-am nicio treabă. Chiar îmi place după aceea, ce știi? Mulțumim, mă. Încercam să fii și noi plăcuți câteodată. Dacă eu sunt el. Corect. Da, frate, treaba era alta. Noi încercam să-ți explicăm, o treabă. Nu ai ce să cauți interesul copilului de 14 ani. În primul rând, e așa pentru tine, în al doilea rând, e așa și pentru copilul ăla, că ăla e un copil până la urmă, dacă chiar gândești un copil de 14 ani. Ești conștient că ăla e un copil, nu? Adică, câtă minte aveai tu la 14 ani? Sincer. Da, în poză, cum să arăt? Deci, lasă-mă, frate, că și eu, dacă ți-ară poză cum e de la 14 ani, făcând sport de la 6 ani și poate sunt dezvoltate, dar nu mai buni. Asta nu însemna că mintea aveam la fel. Eram un copiat, eram un copil copiat. Cu, nu, cred că am prins poza cu c***a, avea 12 ani. Aolo! Și luăm și facem. Ieșim la o terasă, bem un suc ceva. Sau ce facem? Ne-am cunoscut. Da, frate, dar noi mai avem. Da, da, măcar ta poți să-mi spui, ești din Moldova, din România sau de peste Prut? Ești în România. A, deci, ești la noi. Deci, ce fata asta ți-a părut bună, nu? La 12 ani ei. Mama ei când era mică, nu? 12 ani, da. Acolo avea 12 ani fata acolo, ajut. 12 ani. 12 ani, da. Poți să ai acolo jur, 12 ani, da. Sunt babșor, la 12 ani arătam. Asta e altă... Îi gândește de la mine că am 36 de ani, noi la 12 ani arătam de 8. Da. Alte vremuri, mă, frate. Asta nu înseamnă că legea nu e la fel pentru toată lumea. Te rog frumos, n-am hodesc ca și cu tine, oprește camera. Tine? De ce? Pentru că ăla e live, n-are cum să-l oprim. E live. Apoi îmi întoarce direcția. Să întorci direcția? Da. Îmi întoarci telefonul invers. Te rog eu. Bine, îl întorc invers. Gata. E bine așa? Nu. Să mai întorc o dată? Invers. Bine. Gata. E pe mine. E bine? Am să-mi întoarci singur. A, să mă întorc eu cu totul? Da. Întoarci și filmează acolo parte. Ok? E ok așa? Așa, uite, așa poți face un selfie cu mine, vezi? E altceva. Ai văzut cum se controlează lumea? Ai vreo să faci așa voi alea, vizualizări. Da. Cu tine făceam, frate. Păi datorită ție, acum ne urcă canalul. Facem 2-3 miliarde. Ești atât de, bou, eu nici nu vreau să vin. Ți-am zis de ori, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Păi ești bou. Păi nu, frate. Efectiv, azi tot ai insistat. Zic, frate, lasă că-s prea mică. Nu, nu, nu. Tu, hai, ce contează? Băi, ai insistat. Eu nu aveam niciun chef de tine. Voiam să-ți dau bloc, să te las, că te-am văzut, mă, că ești copil. La 21 de ani, dar nici nu chem poliția. Să nu-ți fac, că ești prea, redus, încă nu vreau să-ți fac greu. Aș fi și la fel de redus. Chiar ți-l rog frumos, că am... N-au ce zic, uite-te, că n-are mintea necesară. Îl văd, frate, îl văd. Chiar am poliție, eu vreau acum să faci tu o leacă de... Sună la poliție. Păi, de ce sună? Păi dacă tot vrei poliția, sună la poliție. Băi, ce vreau să faci o leacă de reclamă? Vrei reclamă? Da. La ce vrei să faci reclamă? Pentru voi. Nu, păi nu avem reclamă, frate. Noi, noi suntem bine, frate. Nu, nu e despre reclamă. Nu e vorba de aici. Nu e despre reclamă. Căutați cum vă vede pe TikTok. V-ați auzit, mă? Căutați. Acolo. La fel și pe Facebook. Ai droguri în buzunare? Da. Da, am încetat că nu are droguri. Ce dracu îmi faci? Am droguri, iarbă, cocaină, marihuana. Acum, uite, când e vreun la băieți. Da. Iarbă și marihuana e una și aceeași, mă, ne poate. Zic și eu pentru un prieten. Ai mai fost cu fete minore? Da. Ai mai fost, nu? Da. Câți ani avea? 18. 16. Atât? Da. Mai jos, nu? Da.
Nu mă ajută cu materialul, mai zici și tu, mai, o vârstă mai mică. Frate, îți dau buletina? Da. Dar ești cineva ca să te legitimezi în fața mea? Poftim? Ești cineva ca să te legitimezi în fața mea? Că, efectiv, tu ai să-mi dai buletinul. Tu ai spus da, că ai zis că vrei. Tu ai întrebat. Dar tu ai răspuns că da. Păi și... A răspuns întrebarea ta. Hai, mă, să închidem camerele. Dar la tine apă. Vreți? Oh, mă, băi, no. Băi, frate, băi. Păi, bă, frate, dacă tot am ieșit aia, ieșim la un suc și nu vorbim. Ce vorbim, mă? Noi mai avem și alte treburi. Zic și așa. Păi, altceva, n-am fi și faci acasă, zic că s-a filmat cu mine. Nu. Eu chiar aveam ce face o grămadă acasă, frate, îmi crede-mă. Crede-mă, am mai multă treabă decât îți închipui. Eu vreau ca să dorm, să-mi bag și eu. Știi și de când ai dormit? De ce de când ai rămas acasă să dormi? Și când te-a tras cineva cu japca în casă? Păi nu. Păi nu? Poate să facă niște că mișto vrea, frate, adică nu... Pe mine nu mă căzește cu nimic. Eu înțeleg că e pericol pentru populație, dar eu cred că, eu cred că e pericol pentru el. Nu, e pericol pentru el. E pericol pentru el. Justiția din Berșeni să trăiască. Omul nu e... Nu are ce pericol să fie. N-am treabă. Ai mers că ți-ai mai luat două țepe, nu? Da, caută-mă, frate. Pe bune, pe bune, chiar așa rău te desconsideri tu ca bărbat? Sincer. Eu stau, mă, m-a filmat. Dă o morție de camere, vorbeam cu tine, umenește. Eu vreau alea să mă fac un pic așa, mai cunoscut, așa ea, să mă fac alea mai prost, știu că ajungi vedeță. Oricum fața o ai bună. Așa, așa crezi tu că ajungi vedeță când ești mai prost? Cum știi să zic, frate? Vă dedic. Nu prea știi cum funcționează business-ul așa în general, ne ridice. Ce să... Vine dracu ca după un an de zile a venit băiatul ăsta, a apărut să ne ridice, bă, frate. Mulțumim frumos. Mulțumim, frate. Ovidiu, că ai venit să ne ridici canalul. Frate, tot trebuie să fie. Trăiască lumea. Omul nu se zice că nu-și face reclamă bună deloc acum, dar mă rog. Vinzi droguri? Bun, bun. Fac aici, pe aici. Aici, frumos, trafic. Hai la Maria, hai la iarbă, hai la păpăimă. Da, doar grooming. Asta, da. Unde ești tu? Ce dracu să-i facem? Și ochii roșii, de ce ai? De ce ai ochii roșii de emoții? Nu, nu realizează. E foarte prostut, săracul. Poftim? Pentru ce am zis? Nu am pentru ce să-l dau. Problema ta de ce vezi timpul pe aici? Nu am pentru ce să-l dau la poliție. Bună, bună! Poți fac show? Un live, spun că... Fă-ți, frate, mi-o live-ul liniștit, zic, cine trebuie cu ce o să zic, ce să faci? Fă liniștit, ce vrei? Eu nu pot vreau să-l iau în serios, să zic sincer. Nu pot, adică n-am cum. Păi nu, l-ai pe măsă. Ce dracu să sună asta pe măsă, mă, că nu pot să-l forțez. Dar 50 de lei, da. Că așa e la mod acum. 50 de lei? Da. Păi așa ești... Dacă mă urmărești, dai 50 de lei, înțeles? Doamne, ferește. Ești cu donata aici. Bă, adevărat, nu ți-e rușine așa? Că ăsta e un subiect real și tu îți bagi joc? Da, nu mi-e rușine. Nu ți-e rușine, nu? Nu, pentru că eu știu cu cine ai de-a face. Cu cine ai de-a face? Eu? Da. Cu voi. Mă activez. Ah, frate, dacă ne-am activat de mult, dar nu, eu mai prea redus ca să mă activez. N-am cum. Nu, că simt că își bate joc așa de o chestie atât de serioasă și mă activează. Nu, eu cred că doar lasă creierul. Face intenționat, nu? V-a dat urmărire. Păi altfel ce explicați seara? Uite, la apreciere v-am dat. Sărul mă. Mulțumim, frate. Uite, vreau mă pe abonat, v-am dat. Mai aveți videoclipuri de genul? Avem destule. Poți să uiți acolo, dai și tu la eclatate. Deci merge bine cu obiectul, un suc ceva? Aveți câteva? Avem, avem, mă. Da, am prins câțiva prădători sexuali de ăștia ca tine. Bravo, bă. Bine, nu ne-am ca tine, că asta, de asta, de fi, păi eu mai dar că tu era mișto chestia asta. Noi am prins oameni care chiar... Da, și vă sta cu voi, e vorbă. Da, tot asta cu noi, ia și uite-te. Când, cum se ducă? Major, a, da, trei să-l turnim să-mi la poliție. Dosar penal, nebun. Mai mult. Mai mult de trei să-l turnim. Am văzut dosarul. Păi, ok, dacă tu nu e în serios, o să iei angajatorul tău în serios treaba asta, măcar. Da,
angajat. Ești, ești angajat, avem pozele. Mai când știi că faci prostii de-astea la București. N-auzi că n-are părinți? E, nu are. E, nu ai. Ai. Treaba, da, nu mai vorbim despre părinți, deja mă enervez. Te enervezi? De ce? Știu părinții tăi că faci căcaturi de-astea? V-am spus că vorbim despre părinți? Eu stau aici, vorbesc frumos, dar nu vorbim despre părinții. Păi te întreb, părinții tăi știu că faci căcaturi de-astea? Sau nu mai sunt părinți? Cum să nu mai fie? Te rog frumos. Așa. Nu mai vorbești, ok? A, am înțeles. Deci te deranjează dacă vorbesc de părinții tăi, dar pe mine nu mă deranjează că e mișto toată treaba asta. Păi nu știu, apoi dacă mai erau părinții tăi, nu erai așa. Nu, zic și eu. Frumos fie părinții. Poftim? N-am auzit ce aici. A, omule, vezi că eu stand imanile rău, doctor, s-ar putea să mâini fără telefon. Îți zic sincer. A? Nu vreau să spar telefonul, oprește aia, că eu nu-mi plac. Mă deranjează fonic. Păi ești, pe mine nu mă deranjează, mă. Nu mă interesează, nu ești, te interesează că ești filmat, dă-i drum acasă. A? Sau nu ești din casă. Oprește aia, te rog frumos. Ca să nu-mi sară nervii. Te-am rugat frumos. Nu te cer, dacă tocmai de-asta te-am rugat în prima frumos să oprești nenorocirea aia, că nu-mi place. Nu mă vezi să scot telefonul, să mă apuc să pun muzică simfonică sau ce ascult eu. Că asta e lipsă de bun simț, nu doar față de mine, poate și față de restul oamenilor care sunt pe aici. Și trec și ascultă. Nu vrei să fii filmat, omule, zic din start, nu ești din casă. Când treci pe lângă un magazin, când treci pe lângă orice, ești filmat. Ești. Nu-ți convine asta, nu, intră în magazin și ia cealaltă cu aia care camere, du-te la statul român și iată-te pe să lege. În zonă public, deci corect să fiu filmat. Corect. Și eu stau să mă filmat. Așa, păi și asta e problema ta, dar nu vii lângă mine și îmi pui mie muzică pe care mie nu-mi place. Păi tu de ce stai lângă mine? Eu cred că te vede. Omule, eu aici eram, aici m-ai găsit, da sau nu? Bun, deci cine stă lângă mine? Nu, tu ai vrut să treci cu mine. Eu pot să strâng ce vreau. Sunt senil. Eu la vârsta mea sunt senil. Și care e faza? Te văd părinții tăi de sus că faci căcatul de asta. Și probabil nu-s mândri de tine. Cine te reacu ar fi mândru de el, mă, frate? Ce vrei ești la o spunchestă asta? Mă gândesc că părinții tăi, dacă se uită acolo la tine de sus... Te gândești, pe bune, tu crezi că ar fi mândri cineva de tine? Ar fi mândri de tine că faci căcatul de astea? Dacă sunt mândri, ai voștri că sunt mândri de tot ce am făcut în viața mea, dar sunt mândri acolo de mine. Adică. Le-am adus fericire la viața. Sper. Bravo. Nu, eu respect foarte mult părinții. Bravo. Deci bem bere, da, o bere să ajut. Bă, noi nu bem bere cu prădători. Nu. Dați voi un suc și nu bem bere nici suc cu prădătorii. Nu. Mă duc și eu să beau cu ai mei o bere. Du-te tu bea cu ai tăi o bere, eu cu ai mei. Voi încercați mă enervați ori? Fai că te enervezi. A enerva înseamnă altceva. Păi de ce vorbești? Dacă vrei să vorbești, te întreabă, mă, de ce vrei să faci așa? Nu încearcă nimeni să te enerveze, la un moment dat tot ce vrei la mine de răspunde și nu te ieși. Păi de ce să nu vorbiți părinți, ok? Da, deci atunci răspunzi corect, de ce da? Vrei să te vezi cu o minoră de 14 ani? De ce ți se pare ok? Că vreau. Că vrei? Da. A, e nașpa când te ia cineva la mișto când își bate. E nasol, nu? Nasol. Bro, asumă-ți ce faci! Asumă-ți căcaturile pe care le faci. Vine omul frumos la tine să vorbească, bă, nu te dăm la poliție, vrem doar să-ți explicăm ceva, tu iei la mișto și după aia plângi ca o că se ia de tine, că face mișto de tine. Păi ce bărbat ești? Nu poți să te victimizezi după ce ai încercat tu să fii de căcat. Salut, chat! Filmează-mă cât vrei. Nu mă deranjează. Nu, chiar nu mai ce să-i zici. Omule, nici măcar noi n-am vrut să te iau la mișto, n-am avut nicio intenție să te ia cineva la mișto. Cum e mă să te ia la mișto? Tu să vrei să fii băiat frumos, să explici frumos? Ok, bă, frate, nici pentru tine, nici pentru mine. Tot ce vreau să zic eu, din partea mea, e că pentru tine personal așa, și dacă vrei să-ți găsești o fată, găsești, frate, una cu care să ai ce să faci, pe bune. Adică, mă refer, nu să ai ce să faci pe partea aia, să ai ce să faci în general, mă, frate, că nu doar aia contează. Contează și să ai ce să vorbești cu ea și ce să împarți și ce să... Sunt o grămadă de chestii la mijloc. Atâta tot. Cu o copilă de 14 ani și dacă nu aveai nicio intenție proastă, să zici că vrei să cunoști și să cunoști omul așa, nu ai ce să faci, mă, frate, cu un copil de 14 ani. Nu mai vreau să pierd acasă, beau și o bere. Nu te frate, eu acasă rezistiți, băi, bere, seară bună. Pa, pa. Pa. Păreri, domnul Preda? Nu mai am nicio părere, că sunt să... Nu vine să cred, nu s-a ajuns cu oameni. Sunt dezamăgit. Cam aia e. Ai. Super episod, mai facem. La un moment dat mă enervase și pe mine un pic, dar mi-am dat seama că nu, n-ai, frate, n-ai ce. Nu era de poliție din conversațiile alea, voiam să îl învățăm de bine, aparent n-am avut pe cine să învățăm de bine. Lasă măcar puțin bully să vadă și el cum e să fie luat la mișto. Cam atât. Până data viitoare, stați departe de prădători.